și ăla. Un craniu. Toamna și mai ales iarna se pot vedea cuiburile de păsări mult mai ușor. Locul unde un porumbel a fost mâncat de un uliu. Eu zic că e un mamifer mare, cal sau o vacă. Salutare, dragilor! Ce mai faceți? Uitați că noi, adică eu împreună cu Ionuț, am venit la pădure să vedem dacă dăm de ceva animale astăzi, deși cam înorat, nu știu dacă o să găsim ceva. Nu se știe. Nu se știe, nu? De asta suntem aici. Dacă nu, vom face doar o plimbare prin natură și vă vom arăta și vouă acest lucru. Nu-i așa, Ionuț? Da, desigur. Ne vedem după intro. Ai văzut ceva? Nu, nu. Cred că am reușit să-i dau autofocus. Nu mai este pe manual focus. Trebuie să mă învăț cu ea, că nu... Hai, mergem încolo. Undeva unde nu prea... Nu e multă vegetație, știi? Ce e ăla? Un craniu. Pare de mamifer, parcă molarii sunt prea alați. Nu? Ia să vedem. Pare de ierbivor, pardon. Să fie... Da, nu știu ce să zic. S-ar putea să fie de oaie. E așa, zic. Să fie oaie, că tot sunt multe stâmpi în zonă, nu? Și aici zici tu că este o vizuină de vulpi, nu? Eu zic că nu e activă. Bă, nu știu ce vezi, să zic. Are intrare pe aici, pe acolo și pe acolo. Da, are trei intrări. Deci aici e prima intrare, dar asta oricum se vede că a fost folosită totuși, nu-i prea multă vegetație. Da. Mai este una... Acolo sigur văd. Nu-i folosit, observi vegetația cum stă? Acolo, da. Asta e, să mă dau în partea asta că nu se vede pe camera. Cu mai multe ieșiri, că așa își face. Da. Mă, nu știu ce să zic. Din ce văd eu, s-ar putea să fie... Nu, uite puțin. Iarba toată e dreaptă. Plântuțele alea mici nu sunt călcate, nu sunt murdare din noroi. Și plântuțele astea care sunt culcate pistine... Da, eu cred că au fost folosit în primăvară, pentru da, pui. Da, da. Acum da. Probabil și-au găsit în altă da, parte. Da, de acord. De păcate nu avem aici. Cum? Iepuri de viziune nu avem. Da, iepuri de viziune nu sunt. Dar mă gândeam la bursuc. N-ai văzut bursuci prin N-am zonă? N-am văzut niciodată prin zonă. Dar nu e exclus să fie. Eu mă gândeam la bursuci, mi se pare un pic mai... Da, e o posibilitate. Aici avem o cărare, tipică, de fapt. Ia, arată un pic, că nu știu dacă văd... Cărarea merge exact așa. Deci cu un canal acolo, în toată vegetația de buricuri. Și merge încolo. Da, și cine crezi că a făcut această cărare? Am văzut de multe ori căprioarele urmând. Cărarea asta. Da, deci căprioarele în general își urmează aceeași potecă. Da. Probabil și un mistrețu. De obicei, da, mistrețul ar fi mai multe urme adânci dacă ar fi folosit des de mistreț. La mistreț se vede că-s grei, știi, și se văd urmele clare, da. Da, eu așa zic. Mai degrabă că de căprioare. Căprioare, sigur. Toamna și mai ales iarna. Se pot vedea cuiburile de păsări mult mai ușor. Și avem unul acolo. Nu știu exact de la ce e. Specie de pasăre, dar... Oricum, se pot vedea mult mai ușor. Asta era ideea. Acolo ce-a fost mâncat? A fost mâncat un porumbel. Și ce zici, de vulpi sau de alt ceva? Smulse, miroase, la capete, știi? Când sunt smulse, nu rămân restul de carne pe bucătate. Da, uliul vine în zone așa cu copaci, cu... să-și mănânce prada? Da, vine, pentru că aici se simte ferit. Se simte ferit, nu? Adică... Fie la adăpost de alți prădători.
De multe ori sătenii când e mai mare. Da, este vreun abator prin zonă sau ceva? Nu, nu, nu. Da, noi știi? Spunem că ar fi cal sau vacă. Voi și ce ziceți? Ce face? Vine și îl aduce aici și animalele sălbatice se ocupă de reciclare. Deci aici, până aici au ajuns mistrețul, că se vede cum o scurmat, da. O râmat la noi, se spune, nu știu cum se zice la voi. S-a hrănit în zona aia. Da. Așa, și ea, să ne spună Ionuț ce a văzut el, că mai înainte v-am zis că se găsesc foarte multe cuiburi în perioada asta de toamnă, iarnă, sunt foarte multe cuiburi și acum Ionuț a găsit un cuib și l-a recunoscut, știe ce specie a făcut cuibul ăsta. Da, este sfrânciogul roșiatic. Lor le place să cuiburească întotdeauna în margine, știi, la marginea pădurii și să hrănesc în zonele astea libere cu insecte, rozătoare, șopârli. În sezonul de vegetație cuibul era foarte bine ascuns aici, în zona aia mai deasă a copacului. Arbustul ăsta este spinos, deci era foarte bun ca el să-și depoziteze hrana. Insecte. Și aproape prins, de cuib. Șoricei, da, nu, da. Chiar putem să luăm cuibul de acolo, știi de ce? Pentru că nu să-l mai folosească, că o să-l distrugă ei și ajutăm. Da, că în fiecare an își construiesc da. Alt cuib. O să-l luăm ușor, să ne uităm la el. Deci ce bine era pus acolo, în țepi ăștia. Căptușit cu fibri la interior. Astea sunt lână, cred că de la oi. Da, că se găsește pe zona asta și material. Aici au crescut frumos o serie de sfrâncioși roșiatici. E sfrânciogul roșiatic, zici tu, că a făcut da, cuibul ăsta. Da, da. Știu că tu ai mai crescut sfrânciogi, ai mers foarte des pe teren, te pasionează avifauna, așa că am toată încrederea că... Observ cum a folosit lâna să se împletească. Fibrele astea au ținut cuibul unit. Da. Da, nu e posibil să-și facă iar în zona aia, pentru că a fost eliberat acum. E o zonă foarte bună pentru cuib. Îți plac măceșile așa de mult? Ce-s important de vitamina D? Ce? Vitamina C, da. Cam asta mănâncă și păsările pe timpul iernii. Uh-huh. Fructe de genul ăsta. Mierla. Cine mai mănâncă? Cocoșarul. Chiar și pițigoi din când în când. Ia zi, ce cuib e aici? Cum îl văd eu? E puțin mai mic. Nu ia să-l vedem la interior cum arată, că păsările în general nu-și folosesc același cuib în fiecare an și își construiesc altele. Întotdeauna își construiesc unul nou, deci le facem un favor, le ajutăm. Își construiesc unul nou din mai multe motive, unul dintre el e din cauza prădătorilor. Exact. Ia uitați ce facem. Avem o grămadă de amăcișe mâncate. Acum, sunt două posibilități. Cine mâncă amăcișe în felul ăsta de desfăcut așa. Ori o pasăre și mai avem, în afară de pasăre, ce mai avem care mănâncă amăcișe? Pârșul. Asta vreau să zic da. Eu, că pârși sunt prin zonă. Cu toate că nu am văzut niciodată, având în vedere că sunt foarte multe fructe pe aici. Păducel, măceșe, este căt din mulie. Putem bănui că s-ar putea găsi pârșul mic sau pârșul de alun prin zona asta, da? De obicei pârșii în perioada asta îi găsim undeva la rădăcina copacilor, stând și având un somn de asta de iarnă. Exact. Ei nu hibernează în adevăratul sens al cuvântului. Au perioade de somn abrupt. Da, da, sunt perioade deci... în care ei dorm
foarte mult. Ai șansa să găsești un pârș dormind în culcușul lui, să-l iei și el să nu se trezească. Corect, corect. Știi? Chiar acum, cred că două zile am văzut o chestie de genul ăsta pe Facebook, în care cineva pusese o poză cu un pârș și se întreba ce animal o fi ăsta și săracul dormea, era... Exact. Cum putem să diferențiem un cuib de frâncioc foarte ușor? De obicei, frâncioci își încep cuibul la bază cu câteva crenguțe mai fine. Pe când cintezele nu mai pun crenguțele, alea folosesc mai mult pai simple, da? Asta e un mod ușor de diferenția un cuib de pasăre, da? A, ok, foarte bine făcut. De fapt, toate păsările fac adevărate construcții inginerești. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi. În cazul în care nu ești abonat, poți apăsa pe acest avatar de aici, din partea mea dreaptă. În stânga am alte două clipuri pe care te invit să le urmărești și până data viitoare, nu uita să observi, să asculti și să înveți de la natură.